Sosiile lui 666. Și a făcut ca toții, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un măr de om și numărul ei este 666. Am citat din cartea Apocalipsa, capitolul 13, versetele de la 16 la 18. La 3 ani de la introducerea pașapoartelor biometrice în majoritatea țărilor europene, Belgia le-a introdus încă din 2004, România se confruntă cu o dilemă metafizică. Religios prin tradiție, poporul român intuiește o imixtiune a necuratului. Ce ascunde opțiunea pentru utilizarea microchipului? Este el semnul damnat care constrânge la o nouă apartenență, asemenea auspicii apocaliptice, marcate de umbra lui Antihrist cu brandul său 666, tulbură omul simplu. Articol apărut în revista Semnele Timpului din luna aprilie a anului 2009 și semnat Lucian Cristescu. Aproape fiecare generație a avut suficientă imaginație sau perspicacitate să aplice marca 666 unei persoane non grata, în vechime, Nero, Dioclețian, Iulian Apostatul, mai recent, Napoleon, Kaiserul Wilhelm, Hitler, Kissinger, Reagan, internetul, codul de bare și, de curând, chipurile electronice au adus justificări pentru una sau alta dintre nenumăratele numerologii. Șirul antihriștilor prezumptivi este departe de a fi epuizat, fapt ce explică și gradul de îndoială cu care omenirea întâmpină fiecare nouă ofertă. Motivul nesiguranței rezidă din lipsa unui sistem obiectiv de decodare a lui 666. Priceperea la care Apocalipsa încurajează nu are sorți de izbândă fără o metodologie adecvată. Însuși cuvântul Apocalipsa, care înseamnă descoperire, sugerează că sistemul de decodare se află chiar în pachetul de informații ale Bibliei și nu în alte surse externe. Pentru aceasta, este necesară o familiarizare cu conceptele de bază ale Scripturii. Sfânta Scriptură cuprinde un număr mare de profeții. Cea mai mare parte dintre ele se referă la anumite momente istorice a căror împlinire s-a consumat în trecut. O mică parte din profeții, în special cele din cartea lui Daniel și Apocalipsa, vizează escatonul, adică timpul din urmă, sfârșitul istoriei. Terminologia profeției escatologice abundă în metafore: balaur, fiare, capete, coarne. Consecventă scopului ei, acela de a fi înțeleasă de cititor, profeția însăși le decodifică. Astfel, fiarele semnifică împărați sau împărății, capetele și coarnele reprezintă alte împărății desprinse din cele din tâi, apele reprezintă noroadele, gloatele, neamuri, limbi, o zi semnifică un an, balaurul, în limba greacă dracon, de unde și românescul drac, reprezintă pe Satana și așa mai departe. Identificarea acestui glosar biblic este așadar primul pas în decodarea corectă a semnului fiarei și a numărului mistic 666. Al doilea pas, la fel de important în metodologia descifrării profeției escatologice, este înțelegerea contextului biblic. Fără integrarea în context, orice interpretare dreasă cu puțină logică devine credibilă, deși este aberantă. De aici și atâtea apocalipse. Contextul Sfintei Scripturi se axează integral pe scenariul unui conflict cosmic între Dumnezeu și Satana, între bine și rău. Chiar de la începutul cărții Genesa, scena se mută pe pământ, ca urmare a trecerii omului de partea lui Satana prin neascultare. În acest teritoriu damnat de păcat, coboară Iisus Hristos, cu scop dublu: să reabiliteze onoarea lui Dumnezeu în fața universului și să salveze omul aflat în captivitatea celui rău. Prin viața lui imaculată și apoi prin moartea sa pe crucea Golgotei, Hristos autentifică planul de salvare a omului muritor, făcând posibile iertarea și înfierea lui. Totuși, salvarea înfăptuită de Hristos pe cruce este deocamdată virtuală, ca un cec în alb. Ea devine operativă abia în urma unui act de voință și credință a omului, iar, întrucât diavolul nu l-a putut împiedica pe Iisus Hristos să împlinească actul jertfei, el își concentrează acum toată iscusința în a-l împiedica pe om să-și însușească cecul salvării. În acest cadru și pentru acest obiectiv este mobilizat un personaj nou, Antihristul. Antagonismul Hrist versus Antihrist.
după cum Hristos, Fiul și trimisul lui Dumnezeu, a venit și s-a manifestat în trup omenesc, tot în dimensiuni umane își face apariția și emisarul diavolului, Antihristul. Din titulatură, Antihrist, ne așteptăm să-l găsim într-o relație de antagonism deschis față de Hristos. Totuși, contrar așteptărilor noastre, strategia sa constă mai puțin în tăgăduirea lui Hristos, prin ateism sau satanism, și mai mult în a-i contraface autoritatea, oferind omului un set de surogate quasi-religioase, citez, ca să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Am citat din Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 24. Această ipoteză de fals Hristos derivă din al doilea sens al prepoziției anti. Enciclopedia Catolică îl traduce ca în fața sau înaintea, cu aplicație în timp, de exemplu, antedatare, și în spațiu, de exemplu, anticameră, dar și ca funcție cu înțelesul de vice. În antichitate, regele, bazileul, obișnuia să aibă un antibazileu, un vicerege cu atribuții quasi-regale, și pretorul, strategul, avea un adjunct, un antistrategos, care opera în absența șefului, uzând de autoritatea acestuia. Exact în această aură pseudohristică de vice-Hristos îl descrie apostolul Pavel pe, citez, potrivnicul care se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Am citat din epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4. Imaginea populară despre Antihrist se schimbă fundamental. Din bestie dezlănțuită, el apare ca o sosie a lui Hristos. Specialitatea lui este să contrafacă închinarea și să instituie un fals creștinism, teologia semnului lui Dumnezeu. Dacă expertiza Antihristului constă în imitarea și dublarea lui Hristos până la substituirea originalului cu contrafacerea, după aceeași logică, semnul lui Antihrist, despre care Apocalipsa 13:16 spune că va fi aplicat pe mâna dreaptă sau pe frunte, va consta în contrafacerea semnului lui Dumnezeu. Din acest motiv, cercetarea trebuie să elucideze mai întâi care este semnul divin. Între multe semne din Biblie cu caracter pasager și aplicație ocazională, doar trei semne poartă o semnificație emblematică, întrucât ele marchează câte un legământ pe care Creatorul îl încheie cu omul. Primul semn apare în cartea Geneza, capitolul 9, versetele 12 și 13, și este curcubeul, semn al legământului dintre mine și pământ, tot ce-i viu. El este dat ca asigurare că Dumnezeu nu va mai îngădui un alt potop universal. Semnul acesta nu are în mod direct de a face cu omul. Apariția sa este ocazională, doar în anumite ocazii după ploaie, și are un rol de garanție divină. Al doilea semn, apărut în cartea Geneza 17, de la 7 la 13, este circumcizia, semnul legământului dintre Dumnezeu și sămânța lui Avraam. El exprimă un legământ pe care Creatorul îl încheie strict cu Avraam și descendenții lui. El nu este un semn universal, ci unul național. Al treilea semn, apărut în cartea Exod, capitolul 31, versetul 13, în cartea Ezechiel, capitolul 20, de la 12 la 20, este ziua lui de odihnă, sabatul, un semn al legământului necurmat. Din raportul Genezei și din cuvintele lui Hristos în Evanghelia lui Marcu, capitolul 2, versetul 27, reiese că semnul acesta a fost destinat omului, lui Adam, cu mai bine de 2000 de ani înainte de apariția primului evreu. Pentru a-l evidenția și a-i întări valabilitatea, Dumnezeu îl încastrează în mijlocul decalogului, rostind o întreagă poruncă pentru comemorarea acestui semn. În altă ordine de idei, descrierea pe care o face Apocalipsa în capitolul 13, versetul 16, explicând că semnul va fi așezat pe mâna dreaptă sau pe frunte, este sugestivă. Expresia pe mâna dreaptă sau pe frunte o mai găsim în Biblie. De exemplu, în cartea Exod, capitolul 13, versetele 9 și 16, sau în Deuteronom, capitolul 6, versetul 8. Referințele sunt și la lege, ca și în primul pasaj, și atunci în relație tot cu o sărbătoare. Faptul că Apocalipsa chiar citează pasajul sugerează o legătură și un context. După toate indicațiile din scriptură, este cel mai de așteptat ca în această zonă a semnului legământului să-și afișeze Antihristul contrafacerea lui, prin decretarea unei sărbători universale ca semn al autorității sale quasi-divine. Exod, capitolul 31, cu 13. 6, versus 7.
În culturile antice, cifrele, pe lângă valoare numerică, aveau și o semnificație mistică. În cultura semitică, ebraică, canaanită, babiloniană, ca și în cea indiană, chineză sau europeană, cifra 7 reprezenta sacrul prin excelență și era privită ca simbol al desăvârșirii. Ebraicul Sheba, 7, vine de la rădăcina cuvântului Saba, plinătate. În Biblie, cifra 7 apare de 700 de ori, de 595 de ori în Vechiul Testament și de 105 ori în Noul Testament. În Scriptură, acest număr se referă la divinitate, 7, exprimând perfecțiunea. În opoziție, simbolismul numerologic antic lega cifra 6 de om, pe considerentul principal că ziua de naștere a omului a fost ziua a 6-a a săptămânii creației. Printre datoriile exprimate în cele 10 porunci, omului i-a fost dat să lucreze 6 zile, ziua a 7-a fiind rezervată adorării lui Dumnezeu, întrucât cele 6 zile împlineau tot lucrul său, 6 a devenit simbolul desăvârșirii omenești. Odată cu răzvrătirea postdiluviană împotriva lui Dumnezeu, în timpul lui Nimrod, babilonienii și-au elaborat în replică un sistem filozofic numerologic concurent, bazat pe cifra 6, cifra omului titan. Prin el, magii și-au propus să marcheze timpul și spațiu cu numărul omului. În Apocalipsa 13:18, 666 este, citez, numărul omului, am încheiat citatul. Astfel, ei și-au fundamentat geometria pe multiplii lui 6, împărțind cercul în 360 de grade, adică 6 ori 60 de grade, triunghiul echilateral în 3 ori 60 de grade, etc. Timpul a fost și el însemnat cu cifra 6, ora 60 de secunde ori 60 de minute. Ziua, 6 ori 2 pentru o zi, 6 ori 2 pentru o noapte. Acest sistem operează în matematică și astăzi, ca sistemul sexagesimal. În antichitate, matematica interfera cu misticul din mitologie și astrologie. Departe de a fi doar o soluție logică pentru uz pragmatic, sistemul sexagesimal era povestea despre zei și numere. Babilonienii preluaseră de la sumerieni panteonul lor politeist. În timpul lui Hammurabi, l-au îmbogățit cu zei și mituri noi. Printre nenumărați zei și zeițe, 36, adică 6 ori 6, erau zei de prim rang. Fiecăruia i s-a atribuit un număr în ordinea importanței lui. Lui Anu, zeul cel mai mare, i s-a atribuit unitatea, numărul 1, au urmat ceilalți cu numerele 2, 3 și 4, până la 36. Odată cu afirmarea politică a lui Nimrod, unificatorul cu sabia al triburilor mesopotamiene, constructorul unor cetăți strategice ca Babel, Uruk, Ninive și lider al rebeliunii contra lui Dumnezeu, vezi Genesa, capitolul 10, versetele 8 și 12, panteonul babilonian mai primește un zeu important, al 37-lea. Acesta nu era altul decât însuși Nimrod, omul ajuns Dumnezeu, prin apoteoză. El devenea nu unul dintre cei mulți, ci zeul suprem. Nimrod, în scrierea consonatică ebraică, NMRD, ajunge Marudaka sau Merodac, Jupiter al babilonienilor. Mitul morții sale, al recompunerii cadavrului său de către Semiramis, alias Iștar, al conceperii post-mortem a lui Tamuz, fiul său, și celebrarea învierii lui la solstițiul de primăvară, au cunoscut o largă răspândire în tradițiile precreștine. Era adorat ca zeul soare, devenit zeu suprem, lui nu i s-a atribuit un număr oarecare, ci devine suma numerelor celorlalți 36 de zei majori. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 și tot așa până la plus 35 și plus 36, egal 666. 666 capătă deodată un sens în identificarea lui Antichrist. Așadar, el apare ca o reeditare a lui Nimrod, omul, adică cifra 6, care se dă drept Dumnezeu, 666, care va pretinde închinare și va impune tuturor locuitorilor pământului, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numărul numelui ei. În contextul biblic, este evident că Antichristul și semnul lui n-au nimic de a face în mod direct cu datele biometrice, nici cu microchipul, nici cu codul de bare sau cu vreun alt instrument de evidență al populației. Chipul blestemat. Dincolo de îngrijorările plăsmuite de zelul religios, combinat cu o informare aproximativă, subiectul pașapoartelor biometrice aduce pe tapet o problemă reală,
de natură etică, pe care protestatarii au intuit-o și care nu se leagă direct de antihrist, ci de microchip. La data memorabilă de 10 decembrie 1948, ONU adopta Declarația Universală a Drepturilor Omului, prin care proclama democrația și drepturile omului în lume. La 60 de ani după aceea, la 4 septembrie 2008, Adunarea Generală ONU, același for, s-a întrunit pentru a definitiva strategia globală antiterorism, în care unul dintre drepturile fundamentale ale omului, dreptul la sfera privată, era afectat profund. Schimbarea de atitudine a ONU survenea într-un context marțial. În octombrie 2001, SUA decreta Actul Patriotic, lege care conferea FBI-ului și Departamentului de Justiție al SUA puteri lărgite pentru interceptări telefonice și de comunicații prin internet pentru toate persoanele susceptibile de legături cu Al-Qaeda. Peste 2 ani, în 2003, Congresul American vota Actul Patriotic 2, care extindea și mai mult dreptul legal al serviciilor de informații, autorizând spionajul domestic, perchezițiile inopinate la orice oră din zi și din noapte, monitorizarea pe termen lung, etc. La început, oamenii au acceptat cu spirit de sacrificiu intruziunile indiscrete ale puterii în domeniul inviolabil al intimității personale, dar atât felul în care au decurs lucrurile, cât și continua lărgire a breșei pentru ochii curioși ai jandarmului i-au alertat pe formatorii de opinie de pretutindeni. Vreau singur. Privatețea, dreptul încălcat prin introducerea monitorizării individuale prin microchipuri, exprimă dreptul de a fi lăsat singur, în izolare sau în intimitatea unui grup, în condiția anonimatului. Este dreptul unui individ, al unui grup sau instituții, de a determina în ceea ce îl privește când, cum și până la ce limite să comunice altora informații despre sine. Societatea modernă a înțeles că privatețea se găsește în miezul conceptului de libertate a statului modern. Fiind întemeiată pe autonomia fizică și morală a omului, privatețea este esențială pentru bunăstarea individului. Rezultatele unui studiu publicat de ABC News în 10 ianuarie 2006 arătau că procentul celor nemulțumiți de intrunziunile nejustificate ale guvernului american în viața personală, sub pretextul investigării terorismului, aproape că s-au dublat într-un singur an, de la 17% la 30%. În plus, 47% din americani consideră că înregistrările convorbirilor telefonice private sunt inacceptabile. Opinia politicienilor însă este alta. Într-un articol recent publicat în The Independent în 25 februarie a anului 2009, intitulat Lupta cu terorismul cere sacrificarea privateții, fostul coordonator al Oficiului pentru Securitate și Informații din Marea Britanie, Sir David Owend, avertizează că va trebui să ne obișnuim cu gândul că succesul în lupta contra terorismului ne costă privatețea. Citez, a iscodi secretele oamenilor implică încălcarea zilnică a legilor morale. Asta e o alegere grea, contra curentului. Ea sacrifică libertăți civile, dar, în cazul terorismului, este de preferat să faci o derogare de la drepturile fundamentale ale omului. Am încheiat citatul. Cât de etic este un asemenea raționament și cât de eficient este el în plan pragmatic? Te văd! Până nu demult, poliția și serviciile de securitate n-aveau acces la informații private ale cetățenilor decât în baza unei autorizări legale. În ultimii ani, legislația a deschis un acces larg către baze de date ample sub acoperirea cuvântului magic, prevenție. Foarte recent, în 18 iunie anul 2008, Parlamentul Suediei a votat la limită o lege prin care autorizează interceptarea fiecărei convorbiri telefonice private și a fiecărui mesaj electronic, fără vreun preaviz. Prezumția de nevinovăție, principiu fundamental al sistemului juridic, este eliminată. Titlul articolului publicat de cotidianul suedez The Local în 10 iunie 2008. Noua lege de interceptări este mult mai rea decât Stasi. Făceau aluzie la vremurile de tristă amintire, când nu acuzatorul trebuia să dovedească vinovația acuzatului, ci acela bănuit trebuia să producă dovezi pentru inocența sa. În Statele Unite, încă din timpul președintelui Clinton, FBI folosește un soft de detectare Carnivore, destinat capturării tuturor pachetelor de informații care vin sau pleacă de la providerii de internet. Programul este în stare să reconstruiască integral conținutul mesajelor circulate. În 2003 s-a lansat un alt program, programul de totală supraveghere a informațiilor, ulterior denumit Terrorism Information Anywhere Program, TAA.
Pe lângă aspecte legitime și utile, oficiul de informații filtrează toate mijloacele de comunicare și bazele de date, rapoarte comerciale, financiare, medicale și chiar documente personale ale cetățenilor în bună rânduială. Cu cât detaliile operațiunilor TAA sunt mai secrete, cu atât produc mai multă îngrijorare. Din puținul pe care îl știm, comenta revista Wired în 3 aprilie 2003, "Do privacy fears allow terrorism?" E limpede că sistemul este defectuos, că nu te poți baza pe el și că este foarte susceptibil la abuzuri. Constatăm că dreptul nostru de a fi lăsați singuri a fost complet abandonat. Marea Britanie a lansat de anul acesta un plan de 12 miliarde de lire sterline pentru monitorizarea poștei electronice, telefonului și a internetului fiecărei persoane, chiar și a convorbirilor din birouri, foaiere, ba chiar și din sufrageria personală. Dacă în 2002 PC World compara Marea Britanie cu un Cernobâl al privateții, starea în care s-a ajuns găsește greu un termen de comparație. La ora actuală, în Londra există 4 miliarde de camere de luat vederi, mai mult decât în orice altă capitală, amplasate peste tot, chiar și pe acoperișuri și în autobuze. În cursul unei singure zile, o persoană obișnuită este fotografiată în medie de circa 300 de ori. Zilnic se scanează cele 3 miliarde de e-mail-uri, 35.000 pe secundă, peste 250 de miliarde de apeluri telefonice se înregistrează anual și se apreciază că în câțiva ani acest număr se va dubla. Pentru a controla întregul volum de informații, se vor instala mii de analizatori în telefoane și rețele de computere. Acestea vor redirecționa informațiile spre o bază centrală. Odată informațiile stocate, lucrătorii vor putea identifica legături între celule teroriste sau simpatizanții lor. Dar numai atât, cu un stoc atât de uriaș de date, este virtual imposibil să se asigure protecție față de abuzuri din partea agenților de informații sau chiar din partea unei conduceri nedemocratice. Din nefericire, publicul ignoră cu seninătate pericolul. Cei mai mulți, neavând nimic de ascuns, sunt bucuroși să sacrifice o părticică din privatețea lor pentru o securitate mai bună. Sindromul Big Brother. Cu toate că obiectivul anunțat pentru culegerea masivă a datelor este lupta contra terorismului, informațiile ajung să fie folosite de organele statului, poliție, administrațiile publice, instituțiile de sănătate publică, etc. Contrar prevederilor Convenției Europene privind drepturile omului, statul se amestecă tot mai profund în sfera intimă a individului. Justificări precum securitatea națională, ordinea publică sunt mult prea vagi și lasă un prea mare spațiu de manevră. Pe de altă parte, posibilitatea ca lucrătorii sau chiar instituțiile de monitorizare să le folosească în scopuri ilicite este foarte tentantă. Cine le poate cere socoteală? Declarația fostului șef de informații britanic, Sir David Ament, că este mai de preferat să încalci o lege morală decât să dai o șansă terorismului, este de-a dreptul iresponsabilă. O lege morală nu este o convenție care se poate schimba prin consens. Ea emană din natura intimă a ființei, iar când un principiu moral sau un drept fundamental este încălcat, mașinăria om se dereglează și se distruge. Cel care comite intrunziune în intimitatea altuia devine stăpânul celuilalt. Intrunziunea este arma primară a tiranului. Dacă viața a 100 de persoane este foarte prețioasă, cu cât mai prețioase sunt viața și sănătatea mentală ale unei națiuni întregi amenințate de intrunziunile lui Big Brother. Iată din ce motive criticismul împotriva tehnologiei invazive este pe deplin justificat. Bomba de sub masă. Dacă pentru români adoptarea pașapoartelor biometrice a generat un scandal atât de disproporționat, ce va produce aflarea știrii că la 17 martie 2009 s-a legiferat deja ordonanța de urgență a Guvernului 69/2002 de introducerea cărții de identitate electronice. Un asemenea act include mult mai mult decât banalele date biometrice. Cartea de identitate electronică, pe lângă datele personale și datele biometrice, va include o serie de acte, permisul de conducere auto, cartea de alegător, numărul de asigurare socială, numărul de asigurare medicală. Dacă poți lăsa ani întregi în sertar pașaportul, legea te va obliga să porți cartea de identitate electronică tot timpul asupra ta, ca să poată fi prezentată oricând organelor abilitate. Altfel, comiți un act ofensator. Niciun sistem nu poate garanta o securitate totală. Toate sistemele de carduri electronice au fost violate. Pe măsură ce tot mai multe carduri vor fi scoase pe piață, tot mai mulți hacker vor ști cum să le spargă codul. Ce dezastru se va produce când vei confunda un card de identitate electronic clonat cu unul autentic?
Când guvernul britanic a dispus înregistrarea fiecărui copil într-o bază de date imensă, de ce oare înalții funcționari au fost scutiți să predea datele biometrice ale copiilor lor din motive de securitate, dacă toate acestea nu prezintă niciun pericol de scurgere sau manipulare? Și totuși, apocalipsa. În toată confuzia stârnită de chipurile cu date biometrice, există și o temere îndreptățită. Ea vizează posibilitatea ca, odată, omenirea să ajungă să fie monitorizată și manipulată de o oligarhie politică. Prin tehnologie, există potențialul ca un singur om sau o instituție să exercite controlul total ca acela pe care doar Dumnezeu este îndreptățit să-l dețină. Această virtualitate ar viola pe plan individual dreptul omului la intimitate, iar pe plan colectiv ar substitui democrația cu o dictatură fără precedent în istorie. Niciodată o instituție politică n-a deținut atâtea pârghii de control. Tehnologia electronică actuală este pe cale să creeze o infrastructură în stare să ofere o imensă concentrare de putere, fără ca aceasta să fie cenzurată de mecanismele democratice, plebiscit, dezbateri de presă și sondarea opiniei publice. Tehnologia va continua să se perfecționeze, la fel și terorismul. Lucrurile odată pornite pe această direcție nu se vor opri aici. O infrastructură de monitorizare de precizie chirurgicală ajunsă în mâna unui dictator ar avea urmări incalculabile și ireversibile. O criză politică va conduce în mod logic la multiplicarea măsurilor de siguranță. Acestea, din cauza vulnerabilității sistemului, vor cere noi și noi amputări ale privateții, îngrădind progresiv toate libertățile. Un asemenea scenariu nu ține de science fiction. Istoria ne-a dovedit că totul este posibil. În viziunea apocalipsei se profilează un viitor în care oamenii vor ajunge într-atât de monitorizați încât vor putea fi excluși din circuitul economic în cazul refuzului de a accepta ingerințe în materie de conștiință. Este evident că această excludere, ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, reprezintă violarea dreptului suprem al omului, dreptul la viață. Cu câteva decenii în urmă, un asemenea scenariu ar fi părut fantezist. Astăzi însă, pe valul oportunităților tehnico-informatice, apar condițiile pentru autentificarea contextului apocaliptic. Șansa noastră este că încă trăim în prezent, în reversibilitate și nu într-un viitor potențial.